Dragi frați, prea iubite surori, suntem în această zi o zi specială pentru lumea creștină și nu numai, pentru toți acei care Dumnezeu ne-a binecuvântat încă cu o dimineață, în care Dumnezeu ne-a ridicat din paturi și ne-a dăruit sănătate. Având în vedere cronologia evenimentelor din mare plan al lui Dumnezeu de mântuire, suntem în această zi, în această zi specială în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. E adevărat, sărbătoarea aceasta, toți cei patru evangheliști au surprins-o, pentru că a fost un moment special din viața poporului Israel și nu numai. Avea în această zi, dincolo de aspectul istoric al acestui eveniment, deși este important evenimentul acesta, ziua aceasta pentru Israel a fost o zi în care ei au avut ultima șansă să-L cunoască pe Iisus ca rege, ca mântuitor al vieților. Toți cei patru evangheliști surprind momentul când ucenicii îl binecuvintează pe Domnul. Matei și Ioan, Marcu și Luca, fiecare dintre ei surprinde evenimentul acela, momentul acela în care ucenicii, plini de bucurie, îl binecuvintează pe Domnul. Și aș vrea și noi, în această dimineață, chiar în această perioadă în care trecem, prin această vreme dificilă, inexplicabilă pentru noi, să binecuvântăm pe Domnul. Chiar? Dragii mei, vreau să citesc ceea ce David, în cunoscutul psalm, psalmul 34, deși și el trecea printr-o vreme dificilă, prigonit de socrul său, alungat de Abimelec, împăratul filistenilor, fugea și se ascundea în peșteră, face și compune psalmul 34 și ascultați ce spune el. De atâta ori l-am citit psalmul acesta, ascultați ce spune el aici. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. În orice vreme. David, și când ești prigonit de socrul tău, să-L binecuvintezi pe Domnul. Dar și atunci. Când ești alungat și ai crezut că vei scăpa la filisteni și Abimelec acum te trimite înapoi, și atunci, și atunci. David, și când ești în peșteră izgonit, și atunci, da, în orice vreme, trebuie să-L binecuvintăm pe Domnul. Frații mei, avea chiar în vremuri ca și acestea. Încă avem pâine, încă avem locuință, încă avem Biblii, încă suntem cu familia, să-L binecuvântăm pe Domnul. Merită din toată inima să spunem binecuvântat să fie Domnul. Dar am impresia că este o zi specială pentru Biserica din Haleu când Domnul a găsit pentru noi să ne transmite un mesaj special. Așa cum fratele Florin sublinea aspectul să cunoști vremea cercetării. E așa de important asta. E așa de important. Dacă mi-e greu să citesc încă un moment istoric din viața poporului Israel, când Saul își încheie mandatul de împărat și urmează să îl preia David. În momentul acela David strânge pe fiul lui Israel și în cartea 2 Cronici, capitolul 13, versetul 32 spune felul următor. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau, ascultați-mă, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor. A cunoaște vremea. Dar nu e suficient. Asta e foarte bine. E o necesitate să cunoști vremea. Cercetări tale. Domnul ne-a vorbit în această dimineață cât e important să cunoști vremea cercetării. Dar nu e suficient. Ascultați ce spune aici e cuvântul Domnului. Și știau ce trebuie să facă Israel. Dacă mei, mesajul meu pentru această dimineață, pentru noi toți, este acesta. Ce trebuie să facem pentru vremurile în care Domnul ne cercetează? De adevărat, Dumnezeu are diferite modalități de a ne cerceta. Domnul ne-a cercetat de atâtea ori prin cântarea de laudă în adunare.
Am simțit de atâtea ori prezența lui Dumnezeu în cântarea corului, în cântarea fanfarei, în cântarea comun, în cântarea copiilor, în cântarea grupurilor de tineri. Am simțit prezența lui Dumnezeu și pentru asta merită toată slava, numai El. Dragii mei, ne-a cercetat Domnul prin cuvânt, prin predici frumoase, prin mesaje speciale, adevărate prorocii, prin cuvântul Domnului. Domnul ne-a cercetat de atâtea ori prin glas profetic. Domnul ne-a cercetat prin poezii într-un mod special, dar Dumnezeu în vremea aceasta ne cercetează într-un alt mod. Și așa de important ce facem, ce trebuie să facem în vremea aceasta. Dați-mi voi să revin la ceea ce Evanghelistul Luca surprinde. Mie îmi place enorm de mult modul în care Luca tratează aspectul acesta. Și Cornilescu împarte și surprinde trei aspecte importante din sărbătoarea aceasta, din intrarea Domnului în Ierusalim. Și el pune acolo trei titluri la toată lucrarea aceasta. Prima, intrarea lui Iisus în Ierusalim. 2. Iisus plânge pentru cetate. Și 3. Izgonirea vânzătorilor din templu. În această dimineață aș vrea să privim, dragii mei, la aspectul pe care Luca îl surprinde în versetul 42, în acest capitol, respectiv 19. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, ziua este de 12 ore, respectiv 24 de ore, ea este o vreme. Vremea e cuprinsă din luni, din an, din zile, din ore, din minute, din secunde. Asta e vreme, frate și surori. Asta e timpul. Și fiecare om are o zi a cercetării. Există așa o poezie frumoasă. Fiecare om are o zi a cercetării. Dar important este ce faci în ziua sau în vremea cercetării. Aș vrea câteva aspecte, pentru că Israelul a pierdut ultima șansă. N-a știut ce să facă în vremea cercetării. Nu știu ce să fac. Așa, câteva gânduri să scotem din Scripturi. Ce ne învață Scriptura să facem în vremea cercetării? Și consider că e o vreme a cercetării în mod special pentru poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta. Aș vrea să deschidem Scriptura la cartea prorocului Osia, la capitolul 10 cu versetul 12. Ascultați ce spune aici Domnul. Spune felul următor. Sămânați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desteneniți-vă un ogor nou. Și acum partea a doua acestui verset, așa de important. Ascultați. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să ploaie mântuire. Vremea cercetării. În vremea cercetării, frați și surori, e nevoie să desțelenim ogorul inimii noastre. Domnul Iisus vorbește despre pilda aceasta, despre pilda semănătorului și o parte din semânță a căzut în ogorul acela înțelenit. Și vai de câte ori cuvântul Domnului a fost semănat în inimile noastre și n-am înțeles vremea cercetării din pricina că inima noastră era înțelenită și aveam vremea asta în mod special să o desțelenim. Asta ne spune Domnul în această dimineață prin Osea, deseleniți-vă un ogor nou, în care să nu mai aibă loc mândria, să nu mai aibă loc ura, invidia, concurența, să nu mai aibă loc vorbirea de rău, sau îngrijorările lumea aceștia, toate acestea sunt lucruri care înțelenesc ogorul inimii noastre. Și așa în vremea aceasta să ne facem rost de o inimă nouă, deselenită. Și ascultați! Partea a doua acestui verset. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să ploaie mântuire. Dragii mei, e vremea încă astăzi. Că îmi place de mult cântarea aceea pe care o cântam cu atâta drag în adunare, de atâtea ori am simțit prezența Domnului prin cântarea aceea. Așa de frumoasă cântarea aceea, frate și surori. Eu nu știu ce va fi mâine. Nu știu ce va fi mâine, dar știu că azi, știu ce e astăzi, azi e o zi a binecuvântării pentru noi. Încă Domnul ne-a dat harul acesta, să fim împreună cu familiile, să avem încă pace în țară, chiar dacă vremea așa ne tulbure, chiar dacă sunt atâtea lacrimi pe obraz, atâtea s-a înmulțit numărul vădurilor, a orfanilor,
Și vrem în aceasta binecuvântăm pe Domnul și vrem în vremea aceasta, pentru că nu știm ce va fi mâine. Nu știm ce va fi mâine. Când am cântarea aceea și spuneam, s-ar putea să ajung bogat sau să ajung sărac. Nu știu ce va fi mâine, dar știu că eu sunt fiul tău. Și tu ne îngrijești de nevoile noastre. Hai să deselem în inimile noastre, să lăsăm pe Duhul Sfânt din inimile noastre și să pornim în vremea aceasta să-L căutăm pe Domnul cum l-am căutat niciodată. Poate ne-am mulțumit că am cunoscut multe din viața istorică a Domnului Iisus, dar n-am avut o relație personală, pentru că nu l-am cunoscut personal. Vreau să citesc, să revin la ceea ce David spunea în Psalmul 34. Așa de mult îmi place Psalmul acesta. Ascultați ce spune el. Vreau să citesc aici, de la versetul 4. El spune, eu, nu bunicul, nu tata, nu unchiul, nu vecinul, eu am căutat pe Domnul. Îi vremea, frați și surori, tineri și bătrâni, să-L căutăm pe Domnul când nu l-am căutat niciodată. Să-L simțim în fiecare zi, în fiecare secundă din viața noastră. L-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Ascultați ce spune el. M-a izbăvit din toate temerile mele, din toate, din coronavirus, din pricoana care poate va veni de mâine, orice va fi, noi știm că Dumnezeu ne poartă de grijă, glorificat fie numele Lui. Dar pentru asta, inima trebuie desțelenită, inima trebuie să fie golită de tot ceea ce ne-ar putea împiedica să-L cunoaștem personal pe Domnul. Și zic, Domnul să ne ajute să-L cunoaștem, să-L căutăm pe Domnul cum nu l-am căutat niciodată. Să nu uităm, Israelul a pierdut ultima șansă. Azi e ziua cercetării noastre. Să-L căutăm pe Domnul. Aș vrea un alt aspect pe care Scriptura ne-l recomandă pentru vremea aceasta. Aș vrea să citesc din Cântarea Cântărilor, unde înțeleptul Solomon are un cuvânt pentru noi în această dimineață. Aș vrea să-l citesc, versetul 12 din capitolul 2. Ascultați! Se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării. Dragii mei, în această perioadă, e vremea cântării. Ciudat? Cum? Când ne mai lasă să venim la adunare? Și atunci. Dacă citim istoria bisericii creștine, creștinii, fraților, și Biblia ne relatează câteva aspecte. Pavel și Sila cântau legați. Și au putea spune, Doamne, acum nu-i vremea cântării, cum se cântă legat și bătut și flământ și alungat. Și totuși, ei au înțeles că trebuie să cânte. Apoi citim istoria creștinilor din primul secol. Ei cântau pe arenele romane. Dragii mei, în vremea asta, în vremea cântării, parcă au trecut vremea aceea să cântăm în adunare, să admirăm și să ne saturăm sufletul de cântarea corului sau grupurilor, să cântăm toți împreună, acum e cântarea, vremea cântării în familie. Să cântăm în familie, să cântăm singuri, dar să cântăm pentru Domnul în vremea cercetării. Noi în vremea cercetării să o cunoaștem și să știm ce trebuie să facem. Să-L căutăm pe Domnul și să cântăm pentru slava Domnului. Acum nu mai există concurență, acum nu așa de importantă gama, importantă inima să-L laude pe cei care au venit la adus viață vernică. Lăudați să fie numele Lui. E vremea cântării. S-ar putea întâmpla ca lucrurile să se schimbe și mai altfel. Să nu spun trist. S-ar putea întâmpla să fie necesar să cântăm în tribunale. S-ar putea întâmpla să cântăm poate flămânzi. Dar știm ceva. Ceea ce psalmistul a spus și a promis. Eu am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeul nostru, Dumnezeul care e bogat, frații și surori, l-a promis că ne va putea de grijă în orice circunstanțe. Dar noi să căutăm pe Domnul în vremea cercetării. Să cântăm pentru gloria și slava Lui, indiferent de vremurile care vor veni. Dacă vom observa cei patru evanghelii surprind strigătul de bucurie a copiilor
și al ucenicilor, dar nu le-au procurat toți. Și că s-au trezat cărturare la Iisus, au zis, oprește, oprește, ce strigă? Și știți ce le-a spus Iisus? Dacă ei nu vor striga, pietrele vor striga. Dragii mei, e vremea să cântăm. Să cântăm, avem motive să slăvim încă pe Domnul. Și chiar dacă fi orice, dar venim viața noastră să plătim orice preț, noi suntem datori să cântăm în orice vreme. Și-am place de deal când începe psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, în orice vreme. Și în mod special, acum, în vremea aceasta, poate e ultima șansă. Israelul a pierdut, de aceea i-a pornit lacrimile Domnului Iisus. Pentru că Israelul a pierdut ultima șansă. Dragii mei, azi mai avem șansa să-L căutăm pe Domnul, să-L cunoști personal, să-L simți, să-ți destelebești inima. Poate e înțelegită de îngrijorare, de păcat. E vremea să vii la Domnul, să-L cunoști ca un mântuitor, ca un om care iartă păcatul, să-L cunoști pe El. Să cunoști mântuirea Lui, să cunoști puterea Lui de iertare și de mântuire. Apoi, e vremea cântării. Trebuie să cântăm. Să ne arătăm Domnul să cântăm, asta e cel mai important, din toată inima. Dragii mei, cântarea de laudă, e mijlocul prin care Dumnezeu satură sufletul omului. E așa de frumos. S-ar putea întâmpla. Nu știu. Eu mă alăt la acelui autor al acelei cântări. Nu pot ști ce fi va mâine. Nu știu, s-ar putea întâmpla să nu mai cântăm niciodată împreună. Mărdurea inima asta. Și îmi nădăjduiesc, mă rog ca Domnul să aducă vremea să mai cântăm împreună. Dar dacă nu, să cântăm împreună în cer. Dar până atunci, să cântăm aici. Să ne ajute Domnul aceasta. Dragii mei, și în ultimul rând, vreau să citesc și din Noul Testament, ceea ce Apostolul Pavel îndeamnă biserica din Efes și în această dimineață, Duhul Domnului îndeamnă biserica din Hameu. Ascultați ce spune Apostolul Pavel celor din Efes. La capitolul 6 vreau să citesc câteva versete, versetul 18 respectiv. Ascultați ce spune. Faceți în toată vremea, în toată vremea, dragii mei, în toată vremea, nu știu cât am făcut, cât ne-am rugat, când ne-am mers bine, când hambarele cu ghilimele de rigoare ne-au fost pline, nu știu cât ne-am rugat, asta Domnul o știe, e trecut în arhivele Lui. Dar în vremea asta, în vremea asta, ascultați ce spune Apostolul Pavel. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Dragii mei, acum e vremea rugăciunii. Eu subineam asta de foarte multe ori, fraților, e vremea rugăciunii. Dar dați-mi voie să apăs acum mai tare și să subliniez, acum e vremea rugăciunii. Avem atâtea motive de rugăciune. Au rămas atâția orfani în vremea aceasta. Au rămas văduve. Avem frații surori pe la spitale. Dumnezeu îi binecuvinteze, fie alături de ei. Dumnezeu binecuvinteze medicii, asistentele și cei care se luptă pentru a îngriji bolnavi. Dumnezeu binecuvinteze România. Avem motive de rugăciune. Frații mei, haideți să ne oprim. Haideți să ne oprim. Mai mult, să ne oprim gândurile, că Dumnezeu a găsit așa să ne oprim. Să ne oprim. Toate s-au oprit. Dar să ne oprim gândurile noastre, să intrăm într-un duh de rugăciune. Asta spune Apostolul Pavel. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni. Și ascultați ce merge mai departe și spune rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Dragii mei, e vremea rugăciunii. E vremea rugăciunii. Trei lucruri importante în ziua cercetării. Să-L desțelenești inima, să-L cauți pe Domnul, să-L cunoști personal tu pe Domnul. Și doi, vremea cântării. După ce l-ai cunoscut pe Domnul, după ce ai cunoscut personal mântuirea Lui, după ce personal ai gustat din El, cântă pentru gloria Lui, cântă pentru slava Lui, să te unești cu îngerii, să-L lauzi pe Domnul. Și în al treilea rând,
vremea rugăciunii, în ziua cercetării. Dacă ai cunoscut ziua cercetării, să intrăm într-un vreme de rugăciune, într-o vreme de stărință, să veghem la aceasta, să ne rugăm pentru toți sfinții. Și nu numai. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, rugați-vă pentru toți oamenii, să dea Domnul înțelepciune celor care conduc țara. Și nu numai. Celor care sunt în vremea aceasta și caută o modalitate, un vaccin pentru a eradica acest virus. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dar, dați-mi voie o încredințare personală. Eu vreau ca în toate acestea să se facă voia lui Dumnezeu. Eu știu că voia lui Dumnezeu e mai bună ca voia noastră, voia lui Dumnezeu e mai bună ca voia împăraților și a regilor. Voia lui Dumnezeu e mântuirea noastră. De aceea doresc Dumnezeu binecuvinteze toate familiile din adunarea noastră și nu numai, binecuvinteze Domnul întreagă România, binecuvinteze Domnul planeta aceasta, cu întoarcere la ea, să înțelegem vremea cercetării și ce trebuie să facem în vremea cercetării. Să cunoaștem pe Domnul, să cântăm pentru gloria lui Dumnezeu și să înălțăm rugăciuni până vom ajunge la El. Amin.